frați și surori, cred că putem să mulțumim Domnului și pentru această seară, să-L laudăm pentru că El ne-a binecuvântat să fim în casa Domnului. Vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus și vă spunem un bun venit la casa Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim Domnului pentru safirii cu care ne-a binecuvântat locul la Mos, Cluj și România. Domnul să binecuvânteze. Spunem un bun venit. Grupul din Coreea e de asemenea vorbita, nu le-am binecuvântat cu cântăreți, dorim să-i ascultăm, Domnul să-i folosească pentru noi. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului să ascultăm anul 150, după care așa cum stăm în picioare ne vom ruga Domnului cu toții cerând îndurarea Domnului peste seara aceasta. Aș vrea în această rugăciune să ne rugăm și bolnav. Când am putea să ne mai rugăm, dar putem să lăsăm mai pe față cu care ne aflați pe Corea, după 50 de ani. Așa că trebuie să știm că nu vom merge pe programul nostru real, de la 10. Domnul să ne binecuvinteze. Deci, ascultăm psalmul 150, după care ne rugăm Domnului și aducem înaintea Domnului cauzele, ne rugăm pentru Joshua Strâmbu, pentru sora Magdalena Trifan, care m-a înțeles că a trecut printr-o operație. Domnul să lucreze în dreptul acestei familii și să lase binecuvântare și vindecare. Amin. Apoi ne rugăm pentru familia Stancea, pentru fratele Ștefan. Domnul să-l mângâie, să-l întărească și să-i dea putere ca mâna Domnului să fie peste dumnealui. Și ce nu putem face noi, Domnul este Cel care poate să facă. Amin. Să ne rugăm apoi pentru frații din biserică, pentru toți bolnavii, pentru sora Tabita Talpeș, pentru alte cauze care mai sunt la noi în adunare, pentru fratele Gârneață, pentru sora Eleonora Procopoi, pentru Violeta din Arizona, pentru sora Codreanu din Chicago, pentru alte cauze. Dacă sunt cu ridicare de mână, să le aducem înaintea Domnului. Dacă sunt și cu voce tare care se pot spune, le dăm locul să le auzim. Dacă nu, ascultăm psalmul 150 și apoi ne rugăm cu toții Domnului. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt. Lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăută și arpă. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri. Lăudați-L cântând cu instrumente, cu corzi și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale zângănitoare, lăudați-L cu chimvale sunătoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Deci tot ce are suflare să laude pe Domnul. Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să închidem ochii cu toții și să ne rugăm Domnul.
mulțumim pentru tot ce noi. Te lăudăm, te slăvim, fie glorificat numele Tău și fie înălțat. În numele Domnului Iisus te binecuvântăm, te slăvim și te binecuvântăm. În numele Domnului Iisus te slăvim, Tatăl Iisus și Duhule Sfinte, în veci de veci. Amin. Rog să ocupați locurile, frați și surori, suntem înaintea Domnului și dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Eu zic deocamdată să rămânem pe aceste două tronsoane. Dacă vor veni atâția încât să trebuiască să natural, ne vom muta și acolo. Eu vă rog să respectați acele ațe care s-au pus acolo, pentru că nu s-au pus doar așa ca să fie acolo. Domnul să ne binecuvinteze și la acest capitol să dăm dovadă de ascultare și amin. Acum să ascultăm grupul Amos cântând pentru slava Domnului încă trei cântări, iar după ce cântă ei, după cele trei cântări, nu știu unde este Brother Lee, probabil că este dus, pregătească cântăreții să intre, Brother Marius, te duci tu și îi spui că după ce cântă grupul Amos trei cântări să fie pregătit să intre. Apoi lăsăm frații din Coreea. Ei au nevoie de 50 de minute. Vă gândesc că se încadrează în timpul acesta. Dacă nu, atunci va trebui să trecem de ora 10. Și asta este. Noi suntem învățați să trecem de ora fixă. Mai greu suntem cu jumătățile. Așa că dacă trecem de 10, după aia nu este mai ușor. Domnul să ne binecuvinteze. Cântă grupul Amos trei cântări și apoi ascultăm grupul din Coreea. Domnul să ne binecuvinteze. Și pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu care ne-a ajutat, care ne-a dat harul și prin voia căruia suntem astăzi în locul acesta. Nu este voia noastră, ci este binecuvântarea Lui. Noi îi mulțumim în mod special că venind de departe am găsit aici frați, surori, am găsit dragostea Lui Dumnezeu, am găsit pacea Lui și din nou tot noi îi mulțumim că a făcut ca sufletul nostru să fie înălțat prin părtășile pe care le-am avut aici în America. În cele ce urmează dorim să slăvim numele Domnului, El să fie înălțat. Și vă rugăm să participați la această bucurie împreună cu noi, cântând. Cântările care le cântăm sunt cunoscute cu siguranță. Domnul să fie lăudat! Să nu liniștească.
Cântarea următoare pe care vrem să o cântăm ne vorbește despre o pace pe care Domnul Iisus a spus: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, o pace pe care nu poate da lumea, o pace pe care poate, care întrece orice pricepere. Cântarea aceasta spune să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace că tu ești Fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, fii plin de pace, vei birui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Pacea ta îi vei uimi, fii plin de pace.
ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor primi, cu pacea ta îi vei uimi, fi plin de pace, vei birui. Să știi că Domnul te iubește, o, ce har să știi că Lui îi aparții, și să simți în orice zi că stăruiește, când treci prin necaz, pace și bucurii, să ai pace locul de cazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor primi, cu pacea ta îi vei primi, fi plin de pace, vei birui. Să știi că Domnul te iubește, o, ce har să știi că ești copilul Său. Zi de zi prezența Lui te însoțește și-ți dă pace în necazul cel mai greu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, fi plin de pace, vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, fi plin de pace, vei birui. Psalmistul David ne vorbește prin Psalmul 66 și ne spune: Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său. Măriți slava Lui prin laudele voastre. Iar fiul lui Corem, Psalmul 45, spun următoarele cuvinte: Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Corul acestei cântări ne spune: lauda mea e pentru împăratul. Nimeni nu-i ca el așa frumos, sfânt și bun. N-a fost și nu e altul ca al meu mire drag, Iisus.
Hristos. Cum să nu vin gând, când atâta milă m-a luat în brațe, când zăceam zdrobit, când celor din jur le inspiram doar silă. El m-a ridicat cu drag, căci m-a iubit. Lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca el, așa frumos. Sunt și bun a fost și nu e altul, dar ne mire drag Iisus Hristos. Mereu, cât voi avea suflare și-l voi preamări, căci m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu, în foc și-n încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca el, așa frumos. Sunt și bun a fost și nu e altul, dar ne mire drag Iisus Hristos. Să știe orice cine de iubirea lui și-al său veșug de har. Orice muritor ce zice la el vine, are viață-n veci și mântuire-n dar. Lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca el, așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul, calme mire drag Iisus Hristos. Lauda mea e pentru Împăratul, nimeni nu-i ca el, așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e
Slava Domnului. Amin. What a wonderful singing from Romania. I hope they can come to Korea. Yes? No? Yes. We come to United States many, many times, and of course I'm visited to Romania de 8 ore pentru evangelizare. So they must come to Korea, right? Thank you very much. Thank you very much for this wonderful opportunity again. We were here last year. Pastor Luca told us to come twice last year, so we did Thursday night, Sunday night. And we saw Pastor Luca about 3 weeks ago in Chicago. We did a concert in his church. And now we are here, very happy. We want to thank you very much for your prayers and support for our ministry last year. And we are here. Well, this year, we are traveling 32 states. 2 months, 9 of us. I brought this time orchestra, little orchestra. Last year, I brought voice choir. This time, orchestra. These people all graduate from college this year, and they are touring 2 months for the Lord. And they will orchestrate all the praise songs tonight. And I hope and pray that you sing with us together silently or loudly. Amen. As long as your praise comes from your heart, He will be glorified and He will be pleased. So you sing with us silently or loudly. Let your praise come from your heart unto the Lord, because He is worthy to be praised. Before they start, I want to have a little time to practice Romanește. Always, I do that. Posso vorbesc în Romanește cu dumneavoastră acum și cât mă repede am să predic cuvântul Domnului în Romanește. Mă bucur să vă văd astăzi. Am vizitat România de 8 ore pentru evangelizare. Am făcut un cor cu tinerii din România și am călătorit cu acești tineri în multe biserici. Corul de tineri cântau, iar eu predicam cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, care a atins multe suflete și au fost binecuvântate. Anul acesta voi merge din nou în România cu corul meu din Corea și o să mergem în multe biserici laudând și predicând cuvântul lui Dumnezeu. Când vom ajunge anul viitor în România, o să selectăm 5 tineri pe care o să îi învățăm pentru a-i lauda pe Domnul și o să îi suportăm financiar în fiecare lună și ei o să poată să mergă în toată România să laude pe Domnul prin cântare și cuvânt. Amin. Aleluia. My prayer is that Romania will be evangelized quickly, that this country will evangelize Western European countries. Amin. So we'll start this new ministry in Romania, 5 tineri. I will select and support them that they may travel whole Romania one whole year. If they travel outside Romania, I don't support them. If they travel Romania, I will continue to support them and then raise more teenagers, build up the ministry. So please pray for this special ministry that will start this year. I mean,
avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră și sport pentru această evangelizare în România și avem nevoie de rugăciunile voastre și sport pentru misiunea noastră. O mulțumesc pentru rugăciune și sport. Do you understand my Romanist? Oh, thank you. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Slava Ta se înălcea mai presus de cerul. Din gura copilor și a celor ce sug la ciocea, ci a scos o întărânitură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să asutupi gura vrajmășului și omului cu dor de răzbunare. I continue, I think we have to stay a whole night. So I'll stop here. Anyway, one more beautiful verse I want to quote. I încununat cu slava și cu cinstiți, God crowned you and me with glory and honor. Oh, what a God we have. Now, what do we do about God? Are we crowning Him? Or just don't pay attention to what He's doing? We must crown Him with glory and honor. Amen? May the Lord bless you as you do that. Because God is pleased to see you move around to crown Him with glory and honor. Like this wonderful singing group. They are traveling around to crown the name of Jesus Christ, songs and words. God bless you. Thank you very much. Once again, they will orchestrate the praise songs with their instrument, and you sing with them silently or loudly. Amen?
Jesus paid it all. Do you believe so? No one says yes, so I'm going to ask again the same question. Jesus paid it all. Amen? Sin has left a crimson floor, but he washed white as snow. Do you believe so? Hallelujah. What a Savior we have. May the Lord bless you as you sing with our orchestra, silently or loudly, together with us. Amen. Thank you.
because he lives. Life is worth living just because he lives. In me, I know, and in you, do you know? Then your life is worth to be living. Amen? Hallelujah. Jesus is now living. At one time, he tasted death. Why? The Almighty God, the glorious one, tasted death one time. And then he rose from the dead. Jesus Christus, our enviat in a march. Hallelujah. When did he rise up from the dead? After he tasted death for you and me. Amen? What happened when he tasted death for you and me? All the sins of the whole world, Jesus bore on his two shoulders. And then he paid the price for our sins. All our sins that were completely canceled. Jesus Christ. He planned and the prophet proclaimed and he came to carry out. And we can join this great salvation by faith. For there are some who never pay attention to this great salvation and they are still in sin. But if we join him by faith, hallelujah, we are one with Jesus Christ. And we live because he lives in our life. And we can proclaim this one great truth, Romans chapter 8, verse 1 and 2. The Lord brought here through the hands of a man named Paul. And he says, Akum daru nu yeste nici o osandre. Pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemurile firii pământești. Amin? No more. Ci după îndemurile Duhului. Amen. Ah, what a Savior we have. Amen. This is what Jesus brought to us. And he suffered for you and me. Amen? And this is what we call amazing grace. I believe you receive all or brochure like this. If you haven't, we put some of them out there and hope you take it home and read it, our message. I cannot preach all of this because it takes 3 hours. So you take this message home and read it, and you'll find that all the great truth of the gospel was wonderfully carried out in Jesus Christ. Hallelujah. Because he loves us so much and cares so much. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus mă izbobit de viața păcatului și o morți. What a miracle happens now because Jesus died for us and rose from the dead, and we join him by faith, right? If you are still in sin, you are separate from Christ. But if you join by faith, Jesus Christ is your Lord and Savior, and he lives in you, and your life is worth to be lived. Amen? Amen. Our people will do a few more praise orchestration, and hope you join them singing praise to the Lord, silently or loudly. Amen. Thank you.
our God is a great God. Amen? Amen. And He wrote a great salvation for all of us. Amen. And we join Him by faith. If you are in sin, you are separate from God. But if you come to God in repentance and join Him by faith, hallelujah, Amen. You are saved and you are covered with His glory and crown, because this is His plan for you all. Thank you very much for this wonderful time. God bless you. Vă să ocupați locurile. Haideți să, până frații se pregătesc, tinerii să vină să ajute la mutate scaune. O să mai ascultăm încă câteva cântări pe care grupul Amos le închină pentru slava Domnului și bucuria noastră, și în timpul primei cântări o să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Avem două formații, vrem să le ajutăm pe amândouă și cred că este bine cei care putem să facem acest lucru. Va trece coșul prin fața noastră și Domnul să ne binecuvânteze de fiecare dintre noi, să dăm ca pentru Domnul și lucrarea Lui. Amin. Deci grupul Amos se pregătește să laude pe Domnul încă cu câteva cântări. Fratele Andrei, de asemenea, am înțeles că are o cântare și el, îl ascultăm și Domnul să îl binecuvinteze. Amin. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, dar să îndrăzniți pentru că eu am biruit lumea. Avem necazuri și în România și în America sunt necazuri, pentru că trăim pe acest pământ. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne poartă cu carul Lui de biruință. Și cântarea aceasta care vrem să cântăm ne spune, mâna Lui cea tare ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și în văile adânci. Dumnezeul ce-ți pune bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Oh,
mâna lui cea tare, ci te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n mâinile adânci. Dumnezeul ce spune, bucurie în suflet, tot el îți va șterge lacrima atunci când
fără teamă vor veni. Dar temelia sfântă nu a fost zidită pe nisip. Unde a fost vestită, ea a fost primită ca un har. În inimă păstrată și la alții dată ca un har. Prin credința Domnului, o viață cerului veșnică. Domnului s-o prețui. Nu-i carte în lume care să te drume spre Iisus. Ea te luminează și îți dă viață în cerul sfânt. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Și cuvântul Domnului are putere să schimbe viața, ca într-o zi să putem să moștenim cerul împreună cu sfinții. Dar aceasta care o vrem să o cântăm, ne vorbește despre o zi care va veni. Acea zi va fi ori de bucurie pentru unii, ori de jale pentru alții. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca ziua aceea să ne prindă pregătiți și să fie o bucurie pentru noi. Ce minunat atunci va fi când Domnul va veni, vor fi momente minunate când Îl vom întâlni. Amin.
vom slăvi, cântându-i aleluia. Pe nor de slavă îl vom vedea, vedea vom fața sa, îl vom slăvi, cântându-i aleluia. Mulțumim Domnului pentru această seară și haideți să spunem cu toții din toată inima noastră, slăvit să fie Domnul. Amin. Și să spunem, Hristos a înviat. Adevărat. Frați și surori, înainte ca să mulțumim Domnului, aș vrea să vă spun că Domnul a rânduit ca de mâine să fiu și eu împreună cu frații până sfârșesc această misiune prin America și Canada. O să plecăm de mâine împreună și o să mă întorc de sâmbătă într-o săptămână, pentru că Domnul ne ține cu viață prin, dacă nu găsesc 20, ca de atunci sâmbătă când o să mă întorc înapoi acasă și frații vor merge înapoi în România. Eu i-am auzit, să zic așa, prima dată în seara aceasta și o să am ocazia să-i mai ascult în seriile care urmează. Mă bucur să am această ocazie, fratele Gabi m-a sunat dacă pot să merg cu ei pentru a sluji, pentru evangelizare și predica cuvântul Domnului. Vă rog să vă rugați pentru noi, poate că aveți un motiv în plus acum să vă rugați. Măcar cum să vedeți că nu sunt acasă, unii o să vă rugați așa, alții o să vă rugați invers. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, indiferent cum vă rugați. Mergem în numele Domnului să facem lucrarea Domnului și cei care ieșiți afară, când mergeți, vedeți că frații au ceva CD-uri. Am înțeles că umblă și în România, evanghelizări pe sate, fac o lucrare pentru lucrarea Domnului, pentru slava Domnului. Aveau și un DVD să ne arate, să ne prezinte. În timpul s-a scurs. Cei care doriți să contribuiți la această lucrare, când ieșim afară, o să avem ocazia să facem acest lucru luând din CD-uri. Au și muzică cu Speranța, fratele Titel, fratele Andrei, care urmează să cânte. După ce o să... îmi pare rău că am scăpat acest lucru, trebuia să cânte înainte ca să mulțumim și cred că așa este corect, da? Haideți să-l ascultăm pe fratele Andrei cântând și apoi o să mulțumim Domnului. Și cei care la ieșire doriți să găsiți muzică cu Speranța și grupul Amos și probabil și alte cântece frumoase, cântări pentru slava Domnului. Cânte fratele Andrei și apoi să mulțumim Domnului pentru această seară. Amin. Aș vrea să-l invit după ce când de fratele Andrei, pe fratele Gabi Costea să vină aici și dumnealui să rostească rugăciune de mulțumire. Amin. Când privesc volta stelată, ce-i închisă sus, mă cuprind un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda mâna mea, vreau să țin de mâna ta. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea rea. Și poate fi volnav, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi volnav. Și poate fi volnav, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Când șuvoaiele spumate vin asupra mea și când vântul rău m-aruncă la pământ, deși inima se prește la
eu nu mă tem. Mâna mea vreau să țin de mâna ta. Haideți să cânem cu toți, mâna ta, Doamne. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea rea. Mâna ta, Doamne, mă păzește în noaptea rea. Și poate fi valna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi valna, și poate fi valna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâine dincolo de noapte, în ai zorii zi, voi deschide ochii printre galaxii. Și-am să strig slăvit să fii și azi și în veșnicii. Mâna mea vreau să țin în mâna ta. Să cânăm cu toții, mâna ta, Doamne. Mâna ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea. Mâna ta, Doamne, mă păzește noaptea rea. Și poate fi valna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Și poate fi valna, tu ții corabia mea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Mâna ta, Doamne, printre stele m-a purtat. Mâna ta, Doamne, mă conduce în țara ta. Dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Dar mâna ta, dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea. Mâna ta, Doamne, mă va purta. Slăvit să fie numele Domnului! Amin! Frați și surori, să spunem din toată inima, Domnul să binecuvinteze frații din Coreea. Amin! Domnul să binecuvinteze frații din România. Amin! Domnul să binecuvinteze Biserica Philadelphia. Amin! Pe capii vă invităm să veniți aici sus și să rostiți o rugăciune de mulțumire și îi credințăm pe frații în mâna Domnului, apoi ne despărțim cu ajutorul Lui.